Un sediu pentru eliberarea pașapoartelor a fost deschis în această dimineață într-un mall din militari. 20 de ghișee sunt operaționale pentru ca oamenii să nu mai stea cu zilele la cozile interminabile. Dar, ca la noi, nu puteau lipsi problemele. Colegul meu, Adrian Bujoaică, are detalii. Bună ziua, Adrian! Ce s-a întâmplat? Bun găsit! A fost un început de zi mai greu pentru autorități, pentru că pare că lipsa comunicării a fost cea mai mare problemă dintre aceștia. După ce un angajat de la sediul din Pipera le-a spus oamenilor care erau la coadă acolo că nu se vor mai elibera pașapoarte la acel sediu și a îndreptat pe toți către noul sediu de aici, din centrul comercial din sectorul 6 al capitalei. Însă, dacă este să ne referim de situația care a fost creată în această dimineață din cauza acestei lipse de comunicare, atunci a fost rezolvată destul de repede, pentru că în noul sediu al pașapoartelor de aici din centrul comercial sunt numai puțin de 20 de ghișee care pot prelua cererile cetățenilor, așa că nu au fost la ore de vârf mai mult de 70, poate chiar 80 de persoane care au fost în așteptare. Vedeți și dumneavoastră în aceste imagini acum, situația este cu totul altfel față de cea cu care ne obișnuiam zilele trecute în sediul din Pipera, pentru că nu mai sunt persoane la coadă, iar lucrurile merg mult, mult mai repede. În paralel față de noul sediu din acest mall vor continua atât ghișeele din Pipera, cât și ghișeele din Piața Amzei să lucreze cu cetățenii, să elibereze pașapoarte, iar timpul de așteptare a scăzut simțitor. De altfel, aici, în noul sediu, oamenii nu au trebuit să aștepte mai mult de aproximativ 30 de minute până ce au intrat în ghișeele create aici pentru a face toate formalitățile în vederea eliberării unui pașaport. Peste 100 de persoane au așteptat de dimineață deschiderea noului sediu al Serviciului de Pașapoarte din Plața România. 20 de ghișee sunt amenajate acolo față de doar 7 câte sunt în clădirea veche din Pipera. Timpul de așteptare este infinit mai mic, iar oamenii nu mai sunt nevoiți să stea în căldură până le vine rândul, spun reprezentanții instituției. Ce număr aveți? 71. Credeți că ajungeți dumneavoastră la ghișeu? Cred că în vreo jumate de oră. Cât a durat? În jur de 2 minute. Merge foarte repede. Da? Super. Premierul a fost azi în control acolo. Sunt foarte mulțumit, am merg foarte repede. Spuneți asta că e premierul aici sau că nu credeți? Nu, n-am stat decât 5 minute. Felicit pe domnul prefect și Ministerul de Interne pentru realizare. Poate să putea și mai repede. Am văzut un spațiu modern și dacă au de așteptat oamenii 20 minute, jumătate de oră, temperatura, ambientul este în regulă, nu stau în soare, într-o curte. Dar lucrurile nu au mers ca unse pentru toată lumea. Zeci de oameni care au mers azi tot la sediul vechi din Pipera au fost trimiși la celălalt sediu de un angajat de la permis auto care se pare nu știa că ambele locații sunt funcționale. Deci, ghișeele de pașapoarte toate s-au mutat în plață. Se face aici? Nu se face aici. Deja suntem un pic derutați după drumul din afară. Aici nu se mai fac, trebuie să fac programare online. Dau asigurări bucureștenilor și tuturor celor care doresc să-și facă pașaport că în afară de acest sediu nou funcționează în continuare și sediul din Pipera, astăzi cu 9 ghișee. Taxa către trezorerie se plătește în același sediu, însă la alt etaj. Programul de funcționare este în același interval, între 8 și 30 de minute și 18 și 30 de minute.